Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Două meciuri vă propunem pentru astăzi. Mergem mai departe cu acest carusel de partide din Nations League, din Liga Națiunilor. Două meciuri din aceeași grupă, cea a Spaniei și Portugaliei, că le ține minte mai ușor așa decât altfel, pe baza echipelor importante care fac parte din aceste grupe. Două meciuri vă propunem, Elveția-Spania și Portugalia-Cehia. La fiecare o să vă oferim câte o idee de pariu și o idee de super pariu. Începem cu Elveția-Spania, cu Spania favorită și o cotă bună, o cotă bună pentru victorie, acest 1.95. Chiar dacă Spania e fără succes în acest moment în Liga Națiunilor, două rezultate de egalitate cu Portugalia, când a fost egalată pe final Spania, și cu Cehia, în Cehia, când a egalat la rândul său pe final Elveția, vine după un eșec drastic, a fost demolată practic de Portugalia lui Cristiano Ronaldo, 0-4. Ultimul meci direct între ele s-a disputat nu de mult la Euro 2020. Remiză în timpul regulamentar, Spania s-a calificat după loviturile de departajare. Bun, pornind de la aceste cote, ceea ce vom vedea noi imediat sunt ultimele patru meciuri ale Spaniei, cele două din Liga Națiunilor și celelalte două partide jucate în acest an 2022. În martie s-au jucat ele. A fost 5-0 cu Islanda, 2-1 cu Albania. Ceea ce vedem noi este că, în principiu, în aceste partide, Spania marchează, dar și primește, mai puțin acel 5-0 cu Islanda. Dar ne-am gândit aici, putem să mergem pe un GG, de ce nu? GG-ul are însă o cotă așa și așa. Ne-am gândit însă la altceva, să ne ducem la un pariu de siguranță, aproape de siguranță. GG sau 3+. Asta e foarte important, acel sau de acolo. GG sau 3+. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4 meciuri ale ambelor echipe, în ultimele 4 meciuri ale Spaniei, ultimele 4 meciuri ale Elveției, acest pariu, care aici are cota de 1.65, a ieșit. Să vedem ce va fi de data asta. Ideea noastră de super pariu pe această partidă: Spania va avea peste 6,5 cornere și Elveția va avea peste 1,5 cartonașe galbene. O foarte bună cotă avem la acest super pariu, 4.25. Cel de-al doilea meci al acestei grupe, Portugalia-Cehia, cu Portugalia gazdă și evident favorită, pe o stare de spirit mult mai bună după victoria cu 4-0 în fața Elveției, față de remiza, față de partida cu Elveția când venea după remiza din Spania. Cam mică totuși cota pe victoria Portugaliei, așa că o să încercăm să ne ducem spre altceva. Cehia e ok, se ține bine în grupa asta, 4 puncte, a putea să aibă 6 cu puțin noroc, a fost egalată însă de Spania pe final. O să ne ducem imediat, spuneam că o să ne ducem la altceva. Și o să plecăm de la golurile marcate în Liga Națiunilor. În primele două meciuri, 5 goluri a dat Portugalia, 4 goluri a dat Cehia, două echipe care marchează așadar. Iar în aceste meciuri, în meciurile de care vorbim noi, cele jucate de Portugalia și cele jucate de Elveția, s-au dat goluri în ambele reprize. Pe asta mergem și noi, cel puțin un gol în fiecare repriză, gol în prima repriză, gol în a doua repriză. Cota aici este de 1.70. Iar super pariul acestei partide, pentru că l-am văzut pe Cristiano Ronaldo în formă și pentru că jucându-se acasă e de presupus că va juca, va intra, va apărea mai multe minute, Cristiano Ronaldo dă gol, Portugalia câștigă, ambele echipe marchează, cota aici este de 4.50.